Clic. 1. Punctul de control. Americanul îi întinse încă o ceașcă de cafea lui Limas și spuse: De ce nu vă duceți înapoi să vă culcați? Vă dăm noi un telefon dacă apare. Limas nu răspunse nimic, ci doar scruta strada pustie pe fereastra punctului de control. Nu puteți să așteptați la nesfârșit, domnule. Poate o să vin altă dată. Putem cere ca poliția germană să ia legătura cu agenția. Puteți să vă întoarceți aici în 20 de minute. Nu, replică Limas, e aproape întuneric. Dar nu puteți să așteptați la nesfârșit. A întârziat 9 ore față de momentul stabilit. Dacă vrei să pleci, pleacă. Ai fost foarte bun, adăugă Limas. O să-i spun lui Kramer că ai fost al naibii de bun. Dacă tot să mă așteptați. Până vine. Limas se îndreptă spre fereastra de observație și rămase în picioare între cei doi polițiști nemișcați. Binoclurile lor erau ațintite asupra punctului de control din partea estică. Așteaptă să se facă întuneric, murmură Limas. Știu sigur. Dimineața a spus că o să vină cu muncitorii. Limas se întoarce spre el. Agenții nu sunt avioane. Nu au orare. E de conspirat, e fugar, e înspăimântat. Acum, în momentul ăsta, Munt e pe urmele lui. Nu are decât o singură șansă. Să lăsăm și-și aleagă singur momentul. Bărbatul mai tânăr ezită, voia să plece și nu găsea prilejul. Sună o sonerie în interiorul gheretei. Așteptară brusc în alertă. Un polițist spuse în germană. Opel Record negru cu numere de înregistrare din vest. Nu vede așa de departe în lumina morgului, face doar presupuneri, șopti americanul, adăugând. Cum de-a știut Munt? Taci, îi porunci Limas de la fereastră. Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Paladei. Astăzi, ca de obicei, abordăm un subiect ce ține de produsele simbolice. Astăzi vorbim despre un autor și despre o carte, de fapt despre mai multe cărți, care reprezintă unul din vârfurile de creativitate și de competență și de pricepere ale zonei literare. După cum vă spuneam de mai multe ori, în general, după părerea mea, este mai greu să scrii, să produci, să creezi o operă cu adevărat remarcabilă dacă ești constrâns de rigorile unui anumit gen literar, gen cinematografic. Una este să scrii o carte despre lume și viață în general, alta este să scrii o carte sau să faci un film în condițiile în care știi neapărat că trebuie să faci un film de război sau un film cu un film western cu cowboy sau un film de spionaj. Doamnelor și domnilor, cinstiți ascultători, privitori, spectatori și ce Dumnezeu mai sunteți aici, astăzi, distinsul sociolog Mirel Palada, adică eu, cum spune un prieten, bă, ai ajuns să vorbești la persoana a treia despre tine, lasă-mă în pace. Astăzi vă recomand una dintre cele mai mari cărți scrise vreodată. Atenție, nu cărți de spionaj, una dintre cele mai mari cărți de spionaj scrise vreodată. Una dintre cele mai mari cărți, punct, scrise vreodată. De către unul dintre cei mai mari autori care au fost vreodată pe lumea asta. Repet, nu autor de spionaj, ci autor pur și simplu. Doamnelor și domnilor, cinstiți caghebiști de rit occidental, astăzi discutăm despre John Le Carré, un scriitor englez care a început prin anii 50 și a murit anii trecuți, și probabil cea mai cunoscută și cea mai bună carte a sa, The Spy Who Came In From the Cold. Spionul care s-a întors din frig, spionul care a ieșit din joc, are mai multe interpretări. Astăzi v-am citit dintr-o traducere în română, destul de decent făcută a acestui roman, este tradusă de către Cristina Mihaela Tache. Cartea a fost publicată în 1963, este al treilea roman pe care l-a publicat John Le Carré și romanul care l-a lansat pur și simplu în mod fulgerător pe scena literară, definindu-l ca fiind una dintre vocile cele mai puternice, cele mai pertinente, cele mai expresive ale vremii respective, ale anilor 60. John Le Carré, care în tinerețe a fost spion. A avut o viață cât se poate de învolburată, de plină de evenimente, o relație foarte complicată cu tatăl lui, umbra tatălui lui l-a marcat toată viața. Are o biografie pe care a scris-o undeva pe acolo prin bibliotecă, am toate cărțile lui în bibliotecă la loc de cinste.
A ajuns, a făcut studii, dacă nu mă înșel, la una din universitățile prestigioase din Marea Britanie în anii 30 și pe urmă a ajuns să fie atras de către acest domeniu al spionajului. A ajuns să lucreze pentru una din agențiile de securitate ale Marii Britanii, a fost la post câțiva ani în Berlin, are și un roman de spionaj quasi autobiografic, unul dintre cele mai, să zicem, autobiografice și apropiate de viața lui romane, A Small Town in Germany, în care povestește despre atmosfera din vremea când era la post. S-a arătat dezamăgit, sictirit, deziluzionat de rigorile birocratice ale acelui post, a ieșit de acolo și a ajuns să aibă succes ca scriitor. Cartea aceasta a fost scrisă în 2 săptămâni, a fost ca un soi de urlet, de strigăt al lui, un soi de terapie prin scris, cartea care i-a adus celebritatea. John le Carré, The Spy Who Came In From The Cold, 1963. Să continuăm ca să vedeți cum poate să scrie acest om. Repet, nu este vorba despre roman de spionaj, este vorba despre un roman pur și simplu. Felul în care creionează personajele, felul în care construiește motivațiile, felul în care se joacă cu ideile, felul în care construiește o textură foarte complexă și foarte credibilă a momentului, a realității în care se desfășoară acțiunea, maniera cât se poate de complex morală în care își prezintă și acțiunea și personajele. Noi, în general, suntem obișnuiți când citim romane de spionaj să fie tot un alb și negru, ăla de partea bună a istoriei, ăla de partea proastă a istoriei. În romanele genului care nu veți găsi așa ceva, personajele sunt unele nu în alb și negru, ci în tot soiul de nuanțe de gri. Spionii sunt niște persoane care de multe ori nu au motivații atât de onorabile, nu au un caracter atât de onorabil, care își fac treaba mai bine, mai rău, care sunt de multe ori prinse într-o mașinărie care îi zdrobește. John le Carré are un discurs în mod constant critic la adresa atât a obiectivelor cât și a procedurilor pe care le au în vedere agențiile de spionaj. Cu toate acestea, el rămâne, John le Carré, unul dintre oamenii care definesc de maniera cea mai puternică epoca post-imperială și moralmente virtuoasă a Angliei anii 60-70. El, de fapt, pe parcursul romanelor sale a scris o serie întreagă de romane, peste 20, reușește să fie un soi de Balzac al Angliei post-imperiale, a felului în care Anglia a ajuns să se împace încetul cu încetul cu noul său statut de putere decăzută, de țară care n-a mai reușit să-și mai controleze imperiul după al doilea război mondial și care a trebuit să accepte trecerea de la rol de primadonă în secolul XIX, începutul secolului XX, la un rol de jucător secundar aflat în umbra fratelui mai mare, a fratelui american. Scriitura lui este cât se poate de convolută, de complexă, de atentă la detalii. Are unul dintre personaje care împânează, apare în mod constant în foarte multe dintre romanele sale, George Smiley, care este unul dintre coordonatorii spionilor și care are o minte strălucită, o minte imorală, amorală, o minte care îmbină șahul cu umbrele, dar care are parte și el la rândul său de nefericire în viață, o soție care îl înșală, trebuie să se obișnuiască cu acest rol de bărbat încornorat, care e neputincios și care își proiectează neputința în profesie și încearcă acolo să fie un profesionist remarcabil, dar are de-a face cu adversari la fel de remarcabil pe care încearcă să-i prindă. John le Carré are o serie de romane în care Smiley este personajul principal, Tinker Tailor Soldier Spy, Smiley's People și mai este încă una, o să-mi aduc aminte. Aici aveți Tinker Tailor Soldier Spy și în care vorbește despre disperarea serviciilor de securitate engleze când își dau seama că au un trădător în mijlocul lor.
Asta vine să reflecte ce s-a întâmplat în viața reală când în anii 50-60 englezii și-au dat seama, Dumnezeule, au o întreagă rețea de spioni construită cu mare pricepere de către sovietici în anii 30, au recrutat tineri din universitățile prestigioase, Cambridge, Oxford, dar mai ales Cambridge, și i-au ajutat să crească profesional, ajungând unii dintre ei să fie chiar șefi adjunți ai serviciilor de securitate și demantelând întregi rețele de spioni englezi care erau în Uniunea Sovietică, zvârlându-i în brațele morții, trădându-și țara, fiind prinși în cele din urmă, pe baza unui proces complicat, elaborat, unii dintre ei au fugit în Rusia, alții s-a pus batista pe țambal pentru că era scandalul prea mare. Și ce s-a întâmplat în realitate, pe principiu viața bate filmul, a ajuns John le Carré să împrumute și să transforme în subiectul acestei serii de trei romane oamenii lui trilogia Carla. Carla era adversarul lui, coordonatorul de spioni din zona Republicii Democrate Germane, Germania Estică, Germania Comunistă, și Carla îi distrugea rețeaua de operatori și Smiley își dă seama că are un spion înăuntru și nu știe cum să pună mâna pe el, și asta este subiectul unui alt mare roman, Tinker, Tailor, Soldier, Spy. Tot în anii, în anii 70 scris, The Spy Who Came In From The Cold, 1963, această serie, spionii lui, oamenii lui, trilogia lui Carla, este în, în anii 70 scrisă. Să continuăm să vă mai citesc un pic din această carte pentru a vedea cum sună. Limas deveni nepăsător față de sine însuși. Procesul acesta al nepăsării față de propria persoană este în general considerat unul care durează. Dar în cazul lui Limas nu era așa. În ochii colegilor lui se transformase dintr-un om dat deoparte în mod onorabil, într-o epavă plină de resentimente și într-un bețiv. Tot în doar câteva luni. Bețivii sunt caracterizați de un anume soi de stupiditate, mai ales când sunt treji. Un soi de detașare de realitate pe care cei lipsiți de spirit de observație o interpretează drept confuzie și pe care Limas o deprindea cu viteză nefirească. Se deda la mici înșelăciuni, împrumuta sume nesemnificative de la secretare și neglija să le înapoieze, sosea târziu sau pleca de vreme sub un pretext mormăit printre dinți. La început, colegii îl tratară cu indulgență. Poate că declinul lui speria la fel cum ne sperie ologii, cercetătorii și invalizii, pentru că ne temem că și noi am putea deveni ca ei. Dar, în cele din urmă, neglijența și răutatea brutală, irațională, de care dădea dovadă, îl izolară. Oarecum, spre surprinderea oamenilor, lui Limas nu părea să-i pese că-i trecut pe linie moartă. Avea impresia că voința îi se năruise brusc. Secretarele începătoare, care nu voiau să creadă că serviciile de spionaj sunt populate de muritori obișnuiți, se neliniștiră când constatară că Limas decăzuse în mod evident și definitiv. Avea mai puțină grijă de felul în care arăta și păsa mai puțin de ce se petrecea în jurul lui. Prânzea la cantina la care e rezervat în mod personal, în mod normal personalului tânăr, și se zvonea că bea. Deveni un singuratic, aparținând acelei triste categorii de oameni activi, lipsiți prematur de activitate. Înotători cărora le este interzis să intre în apă, sau actori alungați de pe scenă. Unii spuneau că făcuse o greșeală la Berlin și că de aceea rețeaua lui fusese anihilată. Nimeni nu știa ce se întâmplase de fapt. Toți erau de acord că fusese tratat cu asprime neobișnuită, chiar și de către un departament de cadre care nu era faimos pentru filantropie. Îl arătau cu degetul pe ascuns când trecea, așa cum bărbații arată spre un atlet din trecut, și spuneau: ăsta e Limas. A făcut o gafă la Berlin. Jalnic felul în care a descăzut. Apoi, într-o bună zi, dispăruse. Nu spusese nimănui la revedere, se pare că nici măcar lui Control. Lucrul ăsta nu era surprinzător în sine. Natura serviciului excludea despărțirile elaborate și dăruirea de ceasuri de aur, dar chiar și după aceste standarde, plecarea lui Limas fusese foarte bruscă. De câte își puteau da seama, plecarea lui se petrecuse înainte de expirarea legală a contractului. Elzii de la contabilitate dăduse una sau două frânturi de informații. Limas scosese toți banii din salariu pe care îi mai avea, ceea ce, dacă Elsie nu se înșela, însemna că tipul avea probleme cu banca. Prima urma să-i fie plătită la sfârșitul lunii. Nu știa cât, dar sigur nu era vorba de patru cifre, bietul băiat.
Carnetul său de asigurări fusese trimis la vechea adresă. Și de la cadre aveau adresa lui, adăugase Elsie cu năduf. Dar bineînțeles că nu dezvăluiau, nu serviciu cadre. Putem să continuăm, pot să vă citesc. Important este să rețineți că avem de-a face cu o poveste foarte elaborată în această carte. Spionul care s-a întors din fric, spionul care a fost scos din joc, John le Carré, The Spy Who Came In From The Cold. O poveste care are la bun început o păcăleală bine construită, prin care încearcă să se întindă o momeală serviciului de spionaj advers, în cazul de față serviciului est-german, o păcăleală de care noi știm, pentru că ne este spusă în primele pagini ale romanului. Întâi avem de-a face cu o secvență la Berlin, la vestitul punct de trecere Charlie, unde uneori veneau spionii care veneau din frig, adică din mediul ostil, din zona inamică, și treceau pe la punct și asta făcea limă, să-l aștepta și aștepta un agent. Veți vedea ce se întâmplă în carte sau în film. Pe urmă ne mutăm în Londra, unde Limă stă de vorbă cu șeful lui, vestitul Control, și încearcă să întindă o capcană oponentului lui Control, Carla, cel care îi umora agenții. Și Limas se dedă la o mare, Limas fiind personajul principal, se dedă la o mare capcană elaborată pe care o construiește. Se preface că devine un ratat, se preface că devine un bețiv, se preface că este dat afară din serviciu doar pentru a întinde mumeală serviciului de spionaj est-german pentru a fi agățat. Ce se întâmplă mai încolo, veți vedea, este o poveste în poveste în poveste în poveste, este o matrioșcă în matrioșcă, știți, păpușile acelea rusești sovietice care sunt băgate una în alta, una în alta, una în alta, de alminteri, un serial celebru făcut după cealaltă carte, acest Tinker Tailor Soldier Spy. Aici vedeți, vedeți pe Alec Guinness în rolul lui George Smiley, jucând în rolul principal. Iar serialul de la sfârșitul anilor 70, în generic, are exact această păpușă în păpușă în păpușă. Pentru că și acest roman, Tinker Tailor Soldier Spy, și The Spy Who Came In From The Cold, are parte de o construcție foarte elaborată de înșelăciune, în înșelăciune, în înșelăciune, uneori știi de ea, uneori te prinzi prea târziu, nu numai tu, dar și personajul principal. Și asta se întâmplă cu Limas, personajul principal, care își dă seama că, de fapt, și lui s-a deschis o capcană și culmea, nu de către dușman, ci de către prieten. Cartea este remarcabilă. Un lucru pe care ar trebui să-l faceți ar fi să o citiți în limba engleză, pentru că avem de-a face cu o limba engleză excelentă, genială, atât de bine stăpânită, ținută în frâu, cu detalii, cu atribute. E o încântare să citești John le Carré, unul dintre motivele pentru care este unul dintre scriitorii mei preferați, nu de romane de spionaj, ci unul dintre scriitorii mei preferați, punct, ever. Dați-mi voie să vă citesc două vorbe, trei vorbe în engleză. Este una din frazele celebre care este citată de multe ori atunci când se vorbește despre cărțile lui John le Carré și mai ales despre The Spy Who Came In From The Cold. What the hell do you think spies are? Moral philosophers measuring everything they do against the word or of God or Karl Marx? They're not. They're just a bunch of seedy, squalid bastards like me. Little men, drunkards, queers, henpecked husbands, civil servants playing cowboys and Indians to brighten their rotten little lives. Do you think they sit like monks in a cell, balancing right against wrong? Yesterday I would have killed Mund because I thought him evil and an enemy. But not today. Today he's evil and my friend. Unul din lucrurile caracteristice scrierilor lui John le Carré este această promiscuitate morală, această mermeleală etică. Nimic nu este alb și negru, scopurile actorilor principali nu sunt niciodată totalmente virtuoase 100% sau totalmente nasoale, nemernice, 100% negru, cum suntem învățați de regulă în filmele stereotipice, în scrierile stereotipice de spionaj, vezi James Bond. Acolo știi foarte clar, ăla e bun, ăla e rău, James Bond, ții cum James Bond, ăilalți toți sunt niște nasoi și nașparli. Nu. Scrierile John le Carré e mult mai mult precum în viață. Oamenii au motivații complexe, viața este complexă, nu există alb și negru, uneori ajungi să te îndoi de ai tăi, uneori ajungi să înțelegi adversarul.
Doamnelor și domnilor, această carte a avut parte nu numai de o soartă literară prestigioasă, este considerată a fi unul dintre marile romane scrise vreodată, dar a avut parte la scurt timp după ce a fost publicată și de o ecranizare deosebită. Unul dintre cele mai mari filme făcute vreodată, pentru că se bazează pe una dintre cele mai mari cărți făcute vreodată, este vorba despre filmul The Spy Who Came In From The Cold, mare surpriză, filmul are același titlu ca și cartea, din 1965. Este un film în regia lui Martin Reed, unul din marii regizori ai Hollywoodului, cel care a făcut Hombre, de exemplu, cel care a făcut Had, este și cel care a făcut The Spy Who Came In From The Cold. Iar în rolul lui Limas este unul dintre marile lui roluri, poate cel mai mare rol pe care l-a făcut vreodată. Genialul, nemaipomenitul, bețivul, mitocanul, expresivul Richard Burton. Richard Burton, care în anii 50-60 era unul dintre cei mai mari actori ai scenei anglosaxone, și scenă de teatru și scenă de film, care a făcut niște roluri remarcabile. Mă gândesc, de exemplu, la Beckett, când joacă cu Peter O'Toole, mă gândesc la filmele în care joacă cu Elizabeth Taylor, ghiși cine vine la... Cu E frică de Virginia Woolf, mă gândesc la filmele de război, mă gândesc la Cleopatra, multe, multe filme în care a jucat rolul memorabile, dar, după părerea mea, cel mai mare rol al lui vreodată este în Spionul care este scos din joc, în Spionul care vine, se întoarce din frig, Spy Who Came In From The Cold, unde joacă pur și simplu îmbracă mănușă personajul Limas, personajul viclean, care se preface că e dezamăgit doar ca să îl facă pe dușman să vină să muște mumeala și care pe urmă, încetul cu încetul, cu adevărat devine dezamăgit. Mare film, mare film. Cum de asemenea, mare film, este făcut și după această carte, prima carte din seria trilogiei Carla, Tinker, Tailor, Soldier, Spy, unde avem de-a face nu cu una, ci cu două ecranizări remarcabile. Prima ecranizare, v-am spus deja despre ea, este vorba despre serialul Tinker, Tailor, Soldier, Spy din 1979, o miniserie în 7 părți făcută de către BBC în regia lui John Irvine, un mare regizor englez, unde îl avem pe Alec Guinness, mare, unul dintre cei mai mari actori britanici vreodată, care joacă cu o seamă de alți actori foarte cunoscuți, Ian Richardson, Ian Bannon, Anthony Bate. Este o miniserie foarte bine ținută în frâu, care respectă în mod riguros spiritul cărții. Tinker, Tailor, Soldier, Spy începe încet, elaborat, pedant, cu accent pe chestiile birocratice, cu accent pe procedură, pe metodologie, pe felul în care Smiley îi întinde o capcană lui Carla și reușește să... Genial, genial. Iar Alec Guinness este pur și simplu întruparea lui Smiley. Unul dintre marile personaje literare reușește să-și găsească întruparea iremediabilă, nu mai poți să mai dezlipești eticheta, în Alec Guinness. Alec Guinness, ăla de a jucat în Star Wars, cu sabia, este unul dintre mari actori englezi, are și el o seamă nemaipomenită de filme, The Bridge Over River Kwai, de exemplu, care e nemaipomenit, sau filmul ăla în care se chinuie mai mult să omoare pe o doamnă, îmi scapă acum numele, una din marile comedii, Elling, din anii 50, mare serie, mare miniserie făcută de BBC. Dar avem performanța ca la vreo 30 de ani după această miniserie, englezii s-o comită din nou și în regia lui Thomas Alfredson, Thomas Alfredson fiind un regizor suedez, să ecranizeze din nou, de data asta nu ca miniserie de 7 ore, ci ca film, să ecranizeze din nou Tinker, Tailor, Soldier, Spy. Bazându-se tot pe roman, ușor diferit, au fost nevoiți să constrângă un pic acțiunea foarte complexă pentru a sta într-un singur film. Și ce să vezi, vă spuneam că Alec Guinness a fost cel care a întrupat în mod unic personajul George Smiley, și vine un alt mare actor, unul din marii actori care îmi plac la nimeni, un alt preferat de-al meu, vestitul Gary Oldman,
care acum la bătrânețe joacă într-un alt serial nemaipomenit, Slow Horses, un serial, au făcut deja două sezoane, acum 2021, 2022, 2023, care joacă tot rolul unui coordonator de spioni, un soi de batalion disciplinar de școală de corecție a spionilor, dar în 2011, Gary Oldman reușește performanța să joace un George Smiley la fel de complex, la fel de priceput precum o făcea cu generația înainte Alec Guinness. Și filmul acesta din 2011 beneficiază de un număr stelar de actori, de o distribuție genială: Colin Firth, Tom Hardy, John Hurt, Benedict Cumberbatch, Charan Hinds, foarte mulți care joacă în roluri aparent secundare, dar care construiesc cu migală atmosfera acestui roman. Deci, ce v-am recomandat astăzi? Un autor nemaipomenit, John le Carré, cartea sa cea mai cunoscută, The Spy Who Came In From The Cold, care are și o ecranizare deosebită în regia lui Martin Reed la 2 ani după ce a apărut cartea, cu un actor genial, Richard Burton. Pe urmă, o altă carte la fel de bună, Tinker Tailor Soldier Spy, cea care a venit să definitiveze concluzia generației respective. Da, domnule, e genial. N-a scos una singură, a scos alta la fel de bună ca The Spy Who Came In From The Cold, și care această carte, Tinker Tailor Soldier Spy, reușește bucuria de a fi ecranizată nu odată, ci de două ori, de manieră strălucită. Dată la sfârșitul anilor 70, la scurt timp după ce a apărut cartea, într-o miniserie făcută de BBC, cu un George Smiley, personajul principal interpretat în mod strălucit de Alec Guinness, și pe urmă în 2011, la o generație distanță, cu un Gary Oldman la fel de strălucit. M-am recomandat astăzi o serie de produse simbolice deosebite, care vin să ne arate de ce cultura, civilizația britanică este una dintre cele mai mari ale lumii, și pentru că John le Carré este unul dintre cei mai mari scriitori ever. Discutăm Milton, discutăm Shakespeare, discutăm Dostoevski, dar trebuie să discutăm și John le Carré. Doamnelor și domnilor, cinstiți invitații, dornici de acțiune, de aventură, de suspans, cei care vreți să consumați produse simbolice pe pâine, astăzi Palada a făcut un regal. V-a recomandat nu o carte, ci două cărți, și nu un film, ci trei filme care să vă ocupe mințile și timpul și care să vă facă să vă simțiți mai împliniți la sfârșitul vizionărilor, lecturilor. Sociologul Mirel Palada, adică chiar eu, deci Palada, vă pupă, vă dorește să aveți parte de o săptămână luminată foarte faină și nu uitați, românii merită ce e mai bun. Vă pupă, sociologul. Hai, pa!